Bună seara, dragii mei telespectatori! Începem din nou Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, care se ocupă cu dezbaterile din presă, din presa locală și din presa națională. Pentru început, un articol din presa locală. Cum va arăta noul sediu al bibliotecii din Pașcani? Va fi dat în folosință până la sfârșitul anului. Biblioteca Municipală Pașcani va arăta cu totul altfel până la sfârșitul acestui an. Consiliul Local a aprobat 300.000 de lei pentru începerea investițiilor de amenajare a noului sediu a instituției aflat în mezaninul blocului G2. Edilul municipiului susține că lucrările vor începe în cel mult 2 luni de zile după organizarea unei licitații. Conform proiectului, costurile ar putea să depășească 700.000 de lei. Asta deoarece spațiul trebuie amenajat și dotat corespunzător pentru depozitarea de carte, activitățile de împrumut și sala de lectură. Mai mult, constructorii trebuie să amenajeze o cale de acces la etaj care să fie dotată cu facilități pentru persoanele cu handicap. Edilul municipiului crede că prețul final va fi cu mult mai mic în urma licitației. Diferența de bani ar urma să fie asigurată tot acest timp, în tot acest an, pentru o rectificare bugetară. În noua locație nu vor încăpea toate cărțile bibliotecii. Din acest motiv, o parte din depozitele de carte care adăpostesc peste 135.000 de volume vor fi mutate în subsolul primăriei Pașcani. Tot acolo este și arhiva instituției. În prezent, Biblioteca Municipală din Pașcani își desfășoară activitatea într-o fostă casă boierească construită la începutul acestui secol. De atunci nu au avut loc niciun fel de lucrări de renovare, acum este în pericol să se dărâme. Multe am văzut discutând domnul nostru edil al orașului, mai ales și în emisiunea care a fost ieri și astăzi. Bugetul este subțirel, dar îmi place că totuși și-au pus niște puncte de reper. 1. Biblioteca, iluminatul de la pasarela de la Siret până la spitalul municipal. Vor totuși să nu piardă investiția în apă și canalizare. Să rămână totuși apa vital doar cu investiția, cu lucrările de investiție, iar preservapa cu cele de facturare și de servire cu apă și canalizarea Pașcanului, indiferent, și chiar și primarul nostru a spus, indiferent cum se va întâmpla, asociațiile de locatari vor trebui să fie concepute și vor trebui să fie tot cu asociații de proprietari, distribuitorii de apă și de servicii vor lucra. Sau, făcând investiții mai mult pe casa scării, vor fi scoase apometrele din apartamente pe casa scării, se vor reface instalațiile de apă din apartamente, alte cheltuieli, alte investiții, altă treabă. Toate acestea vor fi pe buzunarul pășcănenilor. Acum, după atâta ceartă, după atâta confruntare, s-a văzut că nu se poate ieși din clinci. Era foarte bine, domnule primar, dacă acestea erau făcute mai din timp, prezentate oamenilor mai din timp, îi găseau mai pregătiți acasă. Eu nu spun că dumneavoastră sunteți cel care sunteți responsabil, dar aveți destui oameni în subordine care ar fi putut să rezolve această problemă mult, mult mai bine pentru cetățeanul nostru din Pașcani. Sunt oameni cu carte, sunt oameni cu experiență, atât politică cât și administrativă. Sunt oameni care ar fi putut lucra cu pășcăneanul, pentru că de asta este la primăria aceea, și lucrează pentru Pașcan, că la primărie nu lucrează ca să nu lucreze pentru cetățean. Lucrează așa, el face piese la o fabrică a unui patron. Nu, el lucrează, tot omul care lucrează la primărie lucrează pentru cetățean. Pentru cetățean îi ține contabilitatea, pentru cetățean se reocupă la registrul
agricol, pentru cetățean primește cereri pentru ajutor la încălzire, la de toate, pentru cetățean sunt toți oamenii primăriei, toți oamenii primăriei. Pentru că altfel n-are de ce să fie primărie. Primăria și ansamblul ei de angajați de acolo și toți este un centru a orașului, un centru administrativ a orașului care lucrează pentru oraș. Și cum am mai explicat și la alte emisiuni, primăria nu este o primărie privată, o primărie este primărie publică. Fiind publică, este pentru românașul din Pașcani, pentru omul, cetățeanul din Pașcani. Nu lucrează în mod privat. Cel de la fabrica de perdele lucrează pentru patronul de la fabrica de perdele. Cel pentru de la fabrica de metal lucrează pentru patronul fabricii de metal. Dar cel care lucrează la primărie lucrează pentru, nici pentru primar, nici pentru consiliu, ci lucrează pentru cetățeni. A, dimpotrivă, chiar și primarul și consilierii lucrează, ce să vezi, tot pentru cetățeni. Și atunci cetățeanul trebuia îndrumat, instruit, făcut să înțeleagă, organizat în asociații de proprietari. Știu că e greu cu democrația să explici omului că trebuie să-și facă asociație de proprietari. Pe vremuri era mai ușor, pe vremurile de tristă amintire. Venea ordinul și se executa. Venea ordinul de sus, de la organul de partid și de stat, că așa erau, de partid și de stat, și omul obligat să îl respecte. Nu, sănătate și un praz verde, încălca legea statului. Astăzi este democrație. Oamenii sunt aleși. Edilii sunt aleși, consilierii sunt aleși și în funcție și de consilier și de primar, normal că și ceilalți din primărie funcționari au și ei o anumită mobilitate. Dar fiind aleși aceștia edilii și consilierii, ei trebuie să facă acele propuneri, hotărâri, planificări de bugete și tot ceea ce fac și își freacă mințile acolo și le irosesc, trebuie să le facă pentru cetățean. Astfel încât acea firmă, Apa Vital, care a venit în Pașcani, trebuia să găsească terenul pregătit. Pentru că nu-i folosește cetățeanului cearta Apa Vital, primăria versus cetățean. Nu-i folosește. Nu-i folosește cetățeanului nici faptul că s-a întrerupt apa. Nu-i folosește cetățeanului nici scandalul. Nici faptul că de acum trebuie să ia din urmă facturile să înceapă să le plătească. Nu-i folosește nimic acest lucru. I-ar fi folosit dacă era îndrumat, înștiințat, ajutat chiar pentru efectuarea, pentru asocierea în asociație de, pentru asocierea în asociație, pentru strângerea lor în asociații de proprietari, care acele asociații de proprietari ar fi putut să demareze contracte cu noua firmă furnizoare de servicii, respectiv apă și canalizare. Nu s-a întâmplat așa. Cetățeanului se sparg oarele în cap? Asta e. Am spus, administrația trebuie să primească bobârnacele, nu cetățeanul. Administrația trebuie să pregătească cetățeanul. Trebuie să-l îndrume, trebuie să arate calea, trebuie să îi explice, trebuia aceste emisiuni, domnule edil, domnule primar, trebuia să le faceți înainte, cu mai mult timp, să explicați la cetățean cum este treaba, cum va trebui să trimiteți oameni de la primărie destul de copți la minte și care știu legile. Nu trebuia domnul secretar să se certe în consiliu acolo cu domnul Toma. Nu folosește cetățeanului. Poate domnul secretar era bine dacă venea la un post, două, de televiziune, o emisiune, două, trei, și explica cetățeanului cum este bine să aibă el asociație de proprietari, care sunt pașii de făcut pentru asociația de proprietari. Probabil niște oameni delegați
să lucreze cu acei, pentru că erau înainte niște asociații de locatari. Să vadă cum să le întrunească aceste asociații de locatari. Bașca, faptul că acum vreo câțiva ani în urmă s-a dat o lege pentru instruirea și pentru instruire și monitorizare și certificare a celor care vor să fie președinți de asociație, să aibă cursurile necesare pentru acele, pentru a face, pentru a fi în meseria asta de președinte de asociație de locatari, eventual că aceste cursuri s-ar fi putut ține, ar fi putut să fie oameni care să aibă specialitatea asta la bază, eventual acum, mai înainte de acum, se înfiripau și se făceau asociațiile de proprietari, se vedea din timp care sunt oamenii care nu vor să se asocieze, cum, ce fel, poate erau ajutați să se asocieze. Fiecare om are destule probleme pe cap, numai problema asociației nu are. El are problema cu copiii, ce să le dea de mâncare, ce bolnăvior este, nu este bolnăvior, dacă are salariu, nu are salariu, cât i-a luat din salariu patronul astăzi și cât îl va lua mâine, dacă n-a făcut treaba ca lumea, dacă era prea stresat, n-a fost atent la serviciu, dacă întârzie, dacă nu întârzie, dacă i s-a schimbat programul de muncă sau nu, dacă îi se mai mărește sau nu, dacă îi mai vine o poprire de pe undeva sau nu, cât îi mai ia banca rată și cât mai este leu și cât mai este francul și cât mai este ăla, fiecare om este cu capul cât o baniță la problemele sale. Nici într-un caz nu este interesat de problemele administrației. Administrația, în schimb, dacă s-a gândit să facă un parteneriat, parteneriat cu încă 104 localități și să intre în master planul județului, iar județul spune, iar cei care conduc de la județ și spun în master planul județului lucrăm cu firma Apa Vital, că ea este cea care furnizează cel mai bine, este agreată, are toate documentația la mână, în dosarul ei prezintă cele mai bune prețuri și cele mai bune și ea este cea care poate să dirigeze fondurile de investiții, fonduri europene. Foarte bine, noi pașcani puteam să venim, am hotărât că ne aliniem la ei, dar trebuia la momentul respectiv sau înaintea momentului respectiv, noi trebuia să fi avut deja măcar schițat asociațiile de proprietari și de făcut toate demersurile posibile, pentru că Apa Vital știam că lucrează cu asociații de proprietari. Întrebam în stânga și în dreapta cum s-a lucrat cu ei, cum au lucrat, cum au făcut, știam că sunt mai duri, sunt mai puțin duri. Te interesai când lucrezi cu cineva, te interesezi, mai ales când ai experiența, unui management de firmă. Mai ales când ai experiența unui management de firmă. De aceea domnul nostru edil are în experiența lui un management de firmă, știe că a lucrat cu cutare, cu cutare, cu cutare, a făcut contracte cu o firmă, cu altă, cu altă, cu alta. Înainte de a lucra cu vreo firmă, nu se interesează oare? Dom'le, oare unde e o marfă asta dacă o dau? Pot să iau banii de la ăla? Ăla este serios sau nu? Deci eu sigur sunt că altfel n-ar fi putut să aibă succes în planul afacerilor dacă nu se interesa dinainte de cei cărora le livrează cutare marfă sau de la care poate să ia ceva marfă. Deci parteneri de afaceri. Când lucrezi cu parteneri de afaceri, te interesezi despre acel partener de afaceri, dacă este și solvabil, dacă este serios, dacă dă bani la timp, dacă lucrările le face la timp, dacă le face în mod corespunzător. Așa că administrația noastră, având experiența unui management bun, trebuia să știe dacă această firmă Apa Vital corespunde așteptărilor și nevoilor noastre, nu doar 13 milioane de euro vor intra. Nu doar atât, ci pur și simplu și cine va intra cu acei 13 milioane de euro va face investiții în, da, domnule, face. Cum lucrează cu cetățeanul? Păi lucrează cam dur cu cetățeanul, nu prea se joacă cu el, trebuie să fie făcute asociații, trebuie să fie... Aha, deci nu este un om care să piardă bani așa cu nemiluita pentru apa pierdută pe canal. Da, nu este un om din ăsta, deci nu este o firmă care acceptă furtișaguri de apă. Da, într-adevăr, nu este. Păi dacă nu este, hai să vedem cum facem să
ne dregem noi întâi problemele din timp, să nu existe confruntare cu omul, că ăștia vin și pun piciorul în ușă și spun, bă, tu aici n-ai făcut bine, la revedere, vreau, uite, asta e standardul meu și toate cele. Trebuia să moaie această confruntare apa vital cetățean, mai ales că ei sunt cei care au semnat aderarea la acest master plan și toate cele. Dar degeaba venim acum, ne dăm loviți, acum e un pic cam tardiv. Domnul nostru edil, domnul nostru primar, speră că totuși apa vital va rămâne pentru investiție și să continue investițiile. Preservapa va face celălalt serviciu de aducere a apei și de facturare. Dar și așa a spus și el. Și el a amintit și a spus, Preservapa va lucra la fel ca apa vital, tot cu asociații. Așa că, domnilor pășcăneni, stimați cetățeni, dacă și edilul nostru s-a trezit până la în al 12-lea ceas și a reușit și el să discearnă că, într-adevăr, nu este de joacă cu apa pierdută pe canal și cu apa pierdută în rețele făcute șvaițer, este bine să ne trezim și noi și să vedem că, în fond, e vorba de buzunărelul nostru, stimați cetățeni, e vorba de buzunărelul nostru. Nu trebuie să plătim niște bani pe apă aruncată pe canal, pe apă aruncată în vânt. Trebuie să ne chivernisim banii noștri, că, până la urma urmei, cine va veni, nu e numai vorba de cât am consumat eu la apometrul meu din casă, ci dacă sunt foarte multe pierderi pe rețea și eu plătesc la apometrul meu 5 lei, dar dacă trebuie să mai plătesc încă 5 lei pentru investiții, tot la 10 lei ajung de plată. Astfel, așa că dacă o firmă vine și îmi spune, uite, tu la apometru vei plăti 5 lei sau 6, iar eu vin cu investițiile și le fac, păi atunci trebuie să cam respect acel lucru, pentru că el nu se va încărca nici într-un caz cu pierderile din oraș, pierderi generate, până la urmă, tot de o proastă administrare anterioară administrației noastre. Pentru că din anii 70 până acum nu s-au făcut investiții în retehnologizarea și în rebranșări și în reschimbări și în schimbarea conductelor de apă din anii 70. Au trecut 45 de ani din anul 70 până astăzi, au trecut 45 de ani. În 45 de ani, dragii mei cetățeni, nu s-a gândit nicio administrație, mai ales cele post-revoluționare, să facă investiții în canalizare și apă. Poate că s-au gândit mai bine să facă altceva cu acea apă sau altceva cu acei bani. Dar vă spun, sunt oameni care se dau drept foarte bine și foarte buni gospodari, care ei au lucrat în trecut și au făcut foarte multe pentru acest oraș. Se vede acum bubele sparte în capul nostru, se văd acum acel bine făcut de 25 de ani de la Revoluție încoace. O stradă, două, dacă le făceau pe an, nu se simțea la bugetul primăriei de atunci și a Consiliului nostru de atunci și la bugetul local de atunci, nu se simțea. O stradă sau două fiind luate, o stradă sau două, an de an schimbate instalația de canalizare și de aducțiune a apei și era mult mai bine astăzi. Deci degeaba se dau unii cât de gospodari au fost ei, că nu au fost. Nu au fost. Dacă erau, acum nu eram cu instalația de apă șvaițer. Și nu erau atâtea pierderi. Și nu era atâta disconfort la oameni. Dar ce să-i facem? Trăiesc și ei și ne mint și ei pe noi. Alte bucurii, alte bucurii. Să lăsăm cele negre să se depoziteze așa și să ne bucurăm cu Tudor Gheorghe, care revine la Pașcani în spectacol în martie. Tudor Gheorghe împreună cu Taraful va urca pe scena de spectacole de la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani în câteva săptămâni.
Momentan, doritorii pot achiziționa tichetele care sunt în valoare de 65 de lei. Maestrul Tudor Gheorghe revine la Pașcani. De data asta, spectacolul va purta denumirea de The Best of Taraf. Evenimentul este programat pentru ziua de 27 martie, începând cu ora 19 și va avea loc pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Prețul unui bilet este de 65 de lei. Tudor Gheorghe va fi însoțit de instrumentiștii Virgil Iordache la vioară, Floricel Gheorghe la țambal, Liviu Preda Braci, Ionel Ferraru contrabas. Concertul The Best of Taraf va cuprinde o sinteză a celor mai frumoase melodii de muzică populară ale maestrului Tudor Gheorghe. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta Instituției de Cultură din centrul orașului. Relațiile 0726040408, Samir Marcu. Ne bucurăm de stropul de cultură, dar strop mare de cultură care ne-l poate da Tudor Gheorghe. Bine că avem o casă de cultură renovată de cealaltă administrație care a găsit bani la momentul respectiv să o renoveze și acum avem posibilitatea să vedem mari artiști, mari instrumentiști, spectacole frumoase de teatru într-un mediu civilizat, așa cum trebuie să fim noi cetățenii Pașcanului. Dar astăzi, dacă toți suntem la plaja asta culturală, putem să spunem că Visarion Puiu a fost rememorat de preoții din Pașcani. Știm toți că Visarion Puiu este fostul mitropolit și s-a născut în Pașcani. Un sobor de preoți din protopopiatul Pașcani a oficiat astăzi dimineață o slujbă de pomenire la Biserica Sfinții Voievozi din localitate, în memoria celui care a fost originar de pe aceste meleaguri, mitropolitul Visarion Puiul. În fiecare an au avut loc slujbe pentru pomenirea mitropolitului, care se oficiază în special în această biserică unde a fost botezat renumitul preot creștin. După slujba de pomenire a avut loc o conferință a preoților la protopopiatul Pașcani, în cadrul căreia a fost prezentat un referat despre viața și activitatea mitropolitului Bucovinei. Referatul cu titlul Visarion Puiu, promotor al apostolatului preoțesc autentic, a fost susținut de preotul Florin Călărașu și a amintit de importanța actuală a activității marului mitropolit. Visarion Puiu a fost un preot contestat din cauza luptei sale împotriva sistemului, fiind exilat și contestat în vremea sa datorită luptei duse împotriva sistemului comunist și convingerilor sale ecumenice. Și altă dată au fost lupte împotriva religiei, cum sunt și acum destule lupte împotriva religiei și a educației. Legat de aceasta, uitați-vă, a început campania de semnare a cererilor pentru religie în școli. Ce spuneam? Se completează cererile pentru ca elevii de la cel mai mic până la cel mai mare să facă sau nu ora de religie la școală. Cererile pentru participarea la cursurile de religie din școli trebuie depuse de către părinți până în 6 martie. Așa că, dragi părinți, grăbiți-vă dacă vreți copiii dumneavoastră să fie educați în spiritul religiei dumneavoastră și să fie încă o fărâmă de educație dată sufletelului lor, duceți-vă la școală și semnați acele cereri. De exemplu, la o școală din Pașcani au completat cererile peste 90% din elevi. Ministerul Educației a trimis deja în unitățile de învățământ modelul de formular care trebuie completat de părinți și elevi majori pentru a-și da acordul dacă vor să facă sau nu religia la ore, după ce Curtea Constituțională a decis ca orele de religie să se facă doar la cerere. V-am spus că această Curte Constituțională nu e făcută neapărat din judecători, ci din juriști puși politic. Așa că au judecat politic. La liceul teoretic Miron Costin din Pașcani, cererile au fost completate deja de părinți și elevi majori. La fel s-a întâmplat și la colegiul din Hârlău. Au avut loc ședințe cu părinți și le-a fost explicată necesitatea și rolul religiei în școală. Cererile au fost completate, iar părinții care nu au apucat încă mai au timp până la începutul lunii martie să depună cererile.
Directorul Unității de Învățământ, profesor Aurel Neicu, spune că cererile pot fi depuse la secretariatul școlii pe care o conduce în intervalul orar 8-16. Cei care vor dori religie pentru copiilor trebuie să menționeze cult, ortodox, catolic sau altă confesiune, vedeți? Cei care nu vor ora de religie vor face alt opțional. Dacă vor să facă ateism, materialist dialectico-științific. În acest mic, așa, părinții și elevii întrebați de reporteri BTV, de aici este informația, spun că ei vor să studieze religia la școală. Oameni buni, este și o materie ușoară, care, pe lângă faptul că face bine sufletului copiilor noștri, este și o materie în care se ia numai 9 și 10. E ușoară, copilul înțelege. E dascălii de religie, în general sunt oameni buni. Nu e o materie grea. Eu nu știu ce s-au legat de ea. În care și copiii noștri pot să aibă o notă frumoasă înainte. Dacă sunt alte obiecte unde trebuie într-adevăr să facă mai greu acolo, să lucreze, poate n-au talent unii, poate nu le place, e mai greu. Dar, uitați, la religie, ușor, se poate obține și o notă frumoasă. Plus că se învață colinde, se învață tot ce poate ține de sufletul nostru creștin românesc. Până la 8 martie vor fi operate modificările, urmând ca pentru anul școlar următor Ministerul Educației să stabilească și numărul de profesori de religie care vor rămâne în sistem. Săraci oameni, și-au luat toate gradele, s-au dus. Acum stai să vezi dacă mai are de lucru, știi? Și e cam închis domeniul, adică ești profesor de religie, ce poți să faci? Să vinzi la magazin, să faci operație pe creier, să predai matematică? Nu! Asta este când se gândește cu partea cu care se stă pe scaun și nu cu partea gânditoare. Acestea fiind spuse, cerem un pic de publicitate pentru ca să ne putem și noi menține cu postul nostru. Publicitate, dragii mei. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig.
Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit! Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Tenpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu 2 sau 3 straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Tern, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. În emisiunea noastră prezentăm tot cultură, ca să avem linearitate. Spectacolul programat pentru mâine seară nu va mai avea loc. Asta pentru că nu s-au vândut suficiente bilete. Majoritatea celor care și-au anunțat prezența au fost elevii și profesori de la școlile din oraș. Însă plata tichetelor s-a amânat pentru că sunt alte evenimente în weekend. Baluri și spectacole de dragobete. Reprezentanții Casei de Cultură Mihail Saldoveanu din Pașcani spun că piesa de teatru Bani din Cer a fost reprogramată pentru luna aprilie în cadrul săptămânii altfel. Menționăm că prețul unui bilet era de 20 de lei pentru elevi și studenți și pentru pensionari 10 lei. Altă știre bună, chiar dacă nu este chiar în sfera culturală, ci mai mult în sfera sportivă, dar ține de spiritul nostru, sportivii pășcăneni se pregătesc pentru campionatul mondial de Kwankido. Evenimentul va avea loc la începutul lunii aprilie în Belgia, baftă. Pentru deplasarea până la Bruxelles, conducerea clubului Longhaw din Pașcani a făcut o solicitare către Consiliul Local și Primăria din Pașcani pentru bani. Este vorba despre 200 de milioane de lei. Pregătiri intense pentru participarea sportivilor din Pașcani pentru participarea la campionatul mondial de Kwankido. Evenimentul se programează pentru perioada 4-6 aprilie în Belgia, la Bruxelles. Din lotul de 38 de persoane, sportive, antrenori și arbitri din Pașcani sunt 8, restul din alte cluburi din țară. Menționăm că sportivii înscriși la clubul Longhaw din Pașcani au sute de medalii de argint și bronz. De aur, argint și bronz. De exemplu, aceștia s-au întors la campionatul european de Kwankido din Zurich, din Elveția, în 2013, cu 6 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Baftă băieții care fac Kwankido în orașul nostru să vină tot la fel umpluți de aur, argint și bronz. Am înțeles că domnul primar îi ajută cu o sumă pentru a-și completa cheltuielile necesare acestei deplasări. Dar îmi place și vreau să spun și despre o nouă știre, rezultate frumoase la fizică, la Olimpiada de la fizică. A început sezonul olimpiadelor școlare și elevii din Pașcani se remarcă în fiecare an pe rezultate frumoase. Doi elevi de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, îndrumați de Coca Dumitrache, au obținut deja 2 premii la Olimpiada Județeană de Fizică pe data de 14 februarie. Este vorba de Cristian Târpescu din clasa a 6-a, care a obținut premiul al doilea, și Radu Roșu din clasa a 8-a, care s-a situat pe al treilea loc. Bravo, copii! Elevii de la Sadoveanu au participat și la un important concurs în domeniu, de data asta unul online. Este vorba de concursul național de fizică FI, organizat de Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanță Iași, în colaborare cu Facultatea de Fizică și Centrul Regional de Învățământ la Distanță, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. Rezultatele elevilor participanți sunt de menționat. Doi elevi din clasa a 6-a au obținut premii fruntașe, Cristian Târpescu premiul 2 și Frăsila Ștefan premiul 3, fiind coordonați de Coca Dumitrache. Bravo, doamnă profesoară! Și elevii din liceu, îndrumați de Viorel Banu, au obținut premii. Bostan Remus a obținut premiul al doilea și Enache Bogdan premiul al treilea. Felicitări, domnule profesor Banu!
Tot la acest concurs s-au obținut și mențiuni. Petrea Irina, Apostol Ovidiu, Stumbea Anca, Iuga Denis, Enache Bogdan, Filote Cornelia, Nicolau Maria. În această perioadă, la fiecare sfârșit de săptămână, se desfășoară concursul și olimpiade școlare, așadar elevii au ocazia să se remarce și să obțină premii importante, fapt demonstrat în fiecare an de elevii din Pașcani. Felicitări și elevilor tuturor, că sunt mai mulți decât profesorii, felicitări și profesorilor pentru sacrificiu și pentru munca depusă cu ei. Să știți, elevi dragi, pentru voi învățați, nu pentru altcineva. Trecem un pic și la niște știri naționale, așa, niște știri, dacă putem să le spunem, nu le spunem așa, da? Câteva știri naționale. Iohannis l-a propus pe Eduard Raul Helwig la șefia Serviciului Român de Informații. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că l-a propus pe Eduard Raul Helwig la șefia Serviciului Român de Informații. Eduard Raul Helwig este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și europarlamentar. Am căutat pe cineva care este pregătit pentru astfel de poziție, care are energia necesară, care cunoaște actorii politici, care au suficiente cunoștințe despre activitatea SRI și care este o persoană care vine să aducă calmul necesar în acest spațiu. Ce frumos a exprimat, calmul necesar în acest spațiu. Pe altă parte, am căutat o persoană care pentru mine reprezintă garanția unui parcurs de modernizare și europenizare. SRI a câștigat foarte mult ca imagine și a făcut progrese semnificative. Toate acestea trebuiesc duse mai departe și am încrederea că domnul Helwig va putea face acest lucru. Klaus Iohannis a precizat că așteaptă propunerea ministrului Justiției pentru șefia DIICOT. Aștept cu mare interes propunerea de la Ministerul Justiției. Atunci când acesta va emite o propunere, să o discutăm, să intrăm pe procedură, a precizat Iohannis. Domnul Helwig a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în 1997, apoi a luat licența ca broker al Bursei de Valori București. În 99 a participat la școala de vară organizată la Centrul de Studii Postcomuniste a Universității Maryland din College Park. În perioada 2001-2003 a ocupat poziția de director general al Institutului de Studii Sociale. În 2004 a devenit director executiv Synthesis România și a continuat pregătirea profesională. În 2006 a absolvit Colegiul Național de Apărare a Universității Naționale de Apărare Carol I și SES, Centrul European de Studii de Securitate George Marshall. În 2009 a devenit doctor în științe politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București, SNSPA. Politică, a fost pe rând consilier politic a fostului vicepreședinte PNL Horia Rusu și a ministrului de interne Constantin Dudu Ionescu, precum și consilier al candidatului la președinția României Muguri Sărescu. A fost ales deputat de Bihor în Parlamentul României. A fost ales în 2006 să facă parte din primii europarlamentari ai României, în 2008 este membru al Partidului Național Liberal, în 2009 devenind consilierul președintelui PNL Crin Antonescu și la începutul anului 2011 și până în martie 2014 a ocupat funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. În 2012 a făcut parte din guvernul Victor Ponta ca ministru al dezvoltării regionale și turismului. La alegerile din 2012 a fost ales deputat la Colegiul Uninominal numărul 4 Ilhov și este membru suplant a Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară în Comisia pentru Afaceri Juridice. Bun, felicitări domnule Raul Helwig. E bine să aveți grijă că este conflict și la stânga noastră, și la stânga noastră, și la estul nostru. Criza din Ucraina, reacția rușilor după ce britanici au publicat fotografii cu sisteme de rachetă rusești Pantir în Ucraina, bineînțeles ei nu recunosc nimic, spun că sunt făcături, că toate cele sunt pentru a-i ține pe ei ca mincinoși, ei nu fac război acolo, ei fac numai ceilalți se eliberează. Totdeauna rușii sunt specialiști în muncă de în luptă de eliberare. Atât de repede ne-au eliberat în august 44 încât n-au mai plecat până când nu i-am scos afară.
Și e bine de Gheorghe Udeș care a reușit să-i scoată afară cu armata, dar le-a rămas hachițele, le-au rămas sistemul politic. Și nici acum parcă, și acum tind să mai vină o dată, e urât ceea ce vor ei. Ministrul britanic al apărării avertizează că Rusia ar putea încerca să destabilizeze țările baltice. Există un pericol real și prezent ca Rusia să încerce să destabilizeze țările baltice, Letonia, Lituania, Estonia. Acolo a stat foarte mult timp, a declarat miercuri ministrul britanic al apărării Mitchell Fallon, declarându-se îngrijorat de presiunea exercitată asupra acestora de președintele rus Vladimir Putin. Angela Merkel, în schimb, Europa va face totul pentru ca Rusia să redevină partenerul ei. Dar nu vreau așa partener, doamnă Merkel. Nu vreau așa. Știu că ai economia duduie datorită gazului rusesc. Știu că, dar nu vreau. Așa un partener care să vină cu bătaia în fiecare zi. Parcă n-ai vrea în casă un bețivan din ăla cu parul în fiecare zi să-ți facă scandal, nu? Și să fie nemulțumit că n-are frigiderul plin, că se urcă cu picioarele murdare pe pat și îți face murdărie în casă, doamnă Merkel, nu? Parcă n-ai vrea un bețivan din ăsta. Cam așa e și rusul astăzi. Un de la care face scandal, servici n-are și îți mai vinde ceva de prin casă ca să poți să trăiești, să-ți faci economia ta. Din casa lui îți mai vinde, dar totuși să nu profităm de asta și să-l considerăm partener. Petro Poroșencu vrea un contingent internațional de menținerea păcii în estul Ucrainei. Președintele ucrainian Petro Poroșencu a solicitat miercuri seară la Kiev mobilizarea unui contingent de menținerea păcii sub mandat ONU în zona de conflict din estul Ucrainei, relatează Ukrinform. Astăzi vă propun să analizați problema privind invitarea unui contingent de menținerea păcii în Ucraina, care își va desfășura misiunea în baza unui mandat a Consiliului de Securitate ONU. Cel mai bun format pentru noi ar fi o misiune de poliție a Uniunii Europene, s-a adresat președintele ucrainian membrilor Consiliului Național de Securitate reuniți miercuri seara la Kiev. Omul vrea să scape de rus de pe gât. Și unii se mai codesc, mai diplomaticesc, alții sunt mai duri, la fel cum ar trebui, așa ar și trebui să fie. La o duritate a rusului trebuie să răspunzi cu o duritate pe măsură și să-l împingi în zona de unde a plecat. Lasă-mă în pace. Nu trebuie să faci diplomații. El vine cu tancul în vizită la tine, și tu trebuie să-i pui masa. Ce trebuie să-i faci? Îi pui masa în cap. Luptele au continuat în acest caz în pofida acordului de încetare a focului de la Minsk, care a intrat în vigoare duminică. Forțele separatiste susțin că au preluat controlul asupra orașului și le-a oferit trupelor ucrainiene șansa să se predea și de a depune armele. O afirmație negată de Kiev. Guvernul a recunoscut însă că mai mulți militari au fost luați prizonieri, dar nu a precizat care este numărul exact. Steagul Novorusiei abordat la Debalt TV după retragerea soldaților ucrainieni. Putin acuză Statele Unite că înarmează deja Ucraina. Bă, Putin, uite la tine că tu nu conarmezi, tu te lupți împotriva ei, tu o ocupi. Tu te uiți la altul. Dar ce vrei să facă Ucraina? Să nu se înarmeze? Să iasă cu ciomegele, să lupte cu voi? Și voi veniți cu tancurile pe ei? Putin, ce să-i ceri rusnacului? Iertați-mă, dragii mei, că am vorbit așa urât cu un domn care este președintele Rusiei. Dar parcă nu are toată țigla pe casă. Asta să ne ferească Dumnezeu de război. Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Restul vor veni de la sine. O seară frumoasă, dragii mei, și noapte bună.